Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Devoalăm în această seară marele plan al reziștilor care înceapă să prindă contur. Ce ne așteaptă? Veți afla în doar câteva momente. După austeritatea impusă de reziști, doamnelor și domnilor, sau nu după, ci în timpul acestei austerități, sunt tăieri în valuri, doamnelor și domnilor, iar românii nemulțumiți declară război nou marxiștilor și se revoltă în stradă. Discutăm despre marele protest. Ce plan au românii sărăciți de reziști? Veți afla în această ediție specială, în care vă prezint și noile restricții care se vor impune populației. Ce se pregătește românilor, domnilor și domnilor? Niște români închiși în case și cu banii tăiați. Este un semnal cât se poate de evident, dat în mod cât se poate de public, de faimosul comandant al operațiunii Raed Arafat. Și totodată un mega scandal după haosul începerii școlilor, de ce s-au înfuriat părinții pe ministrul rezist. Ce vor să le facă copiilor, domnilor și domnilor, sunt dezvăluirile serii. Și partea neagră a acestei emisiuni, continuăm bilanțul. 10 zile, 15 morți, nicio demisie, niciun vinovat pentru tragedia de la Matei Balș. Acest bilanț negru crește, domnilor și domnilor, zi de zi, iar Arafat continuă să fugă de tragedie și de consecințele ei. Ce au făcut cu răniții și cu morții după incendiu și cum a mințit comandantul operațiunii în ziua marii tragedii naționale, veți vedea tot în această seară. Totodată vă prezint și imagini spectaculoase de la chefurile protestatarilor, de ce a intervenit poliția și vom afla de la doamna Șoșoacă dacă e sau nu până la urmă închetată pentru petrecerea cu cântece patriotice, așa cum s-au lăudat oamenii legii, domnilor și domnilor. Dați-mi voie să vă prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de mine în această seară și să pornim la treabă. Diana Iovanović Șoșoacă, senator al AUR, în direct alături de noi. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara și eu vă mulțumesc. De asemenea, cunoscut avocat Alice Drăghiș, sărut mâna, Alice, bună seara, bun găsit. Ție. Vreau măcar o veste bună în seara asta, se poate? Mi-e teamă că nu se poate, dar răspunsul vine de la registratură în 30 de zile de la înregistrare. Titus Corlățean, senator al Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Corlățean, mulțumesc și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc de invitație. Cezar Preda, în ciuda sugestiilor politicoase de la partid, lider al Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Preda, mulțumesc. Bună seara, v-am zis să nu mai ziceți așa. Păi mă cert eu cu ei numele dumneavoastră. Sau pentru lăsați dumneavoastră. Că nu dumneavoastră trageți. Bine, fost lider al Partidului Național Liberal. E bine, domnul Preda? E perfect. E extraordinar de bine. Și doamna Codruța Cerva, unul dintre protestatarii consacrați împotriva măsurilor de austeritate. Bună seara, doamna Cerva, mulțumesc și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc. Ei bine, domnilor, domnilor, marile festivaluri care adună mii de persoane an de an, uneori chiar și zeci de mii, sunt deja puse sub semnul întrebării din cauza pandemiei și anul acesta. Raed Arafat, dacă vă era dor de el, a declarat că cei care pun deja la vânzare bilete trebuie să-și asume și riscurile. Și nu sunt singurile lucruri neplăcute, că tot vrea Alice știri bune, pe care le anunță Raed Arafat. Haideți să-l ascultăm. S-a supărat pe mine cineva că am zis, atenție, că nu e sigur că veți putea organiza concerte de 10.000 de oameni la vară. Și imediat a ieșit unul să comenteze de la Cluj că Arafat nu se pricepe la industrie. Dar
mă pricep mai mult la medicina. Au început să anunțe de vânzare de bilete, dar încă noi nici nu știm cum o să fie la vară. Și o să ajungem la faza în care din nou o să iasă discuții, scandal, cine despăgubește cei care au cumpărat bilete. Deci nimeni nu poate să garanteze că astfel de festival poate să aibă loc. Eu sper. N-am nicio... Sper. Dar nici măcar procente nu putem să dăm. Sunt 2, 3, 4 festivaluri care se fac pe an, care la acest moment încă nu știm dacă vor putea să se țină. E, pe lângă asta, domnul Arafat a mai anunțat că ar fi bine să ne punem pofta în cui și de la concedii, să mai stăm și pe la casele noastre, că una peste alta, în ciuda descoperirilor științifice care urmau să ne salveze, suntem departe de încheierea pandemiei. Doamna Șoșoacă, până la urmă, la ce bun toate astea? Că stăm izolați, purtăm mască, acum ne și vaccinăm. Și vorba bancului și la ce ne-a folosit? Păi, nu știu cine se vaccinează, că cei mai mulți pe care eu îi cunosc nu se vaccinează. Bă, eu cunosc destui. Iar cei care s-au vaccinat au început să mă sune că deja la rapel au grave probleme. Nu chiar. Domnul, nu, dar destui. Ideea e în felul următor. Domnul Raed Arafat spunea că se pricepe la medicină. Știți că i s-au mai adresat întrebări cu privire la ultimul moment la care dânsul a profesat medicina. Pentru că au apărut în presă date cu privire la faptul că nici măcar înscris în registrul medicilor nu este. Și din câte știu, din 2009 dânsul își petrece timpul în minister. Registrul medicilor cu drept de practică, bănuiesc, da, doamnă, că da. Nu-i contestă nimeni absolvirea studiilor la facultatea de medicină, i s-au găsit și colegii, cel puțin din punctul ăsta de vedere, na. Nici eu n-am procesat. Să sperăm că nu e tot cazul Voiculescu. Sperăm. Că în țara asta nu mai poți decât să speri și atunci când speri, ești condamnat și acuzat, da, de fapt, și apoi condamnat că speri. Dincolo de studiile domnului Arafat, care îl consacră sau nu ca medic de succes, problema mea cu domnia sa este pe partea administrativă, nu pe partea medicală. Iar pe partea administrativă, părerile sale par să prevaleze asupra părerilor tuturor celorlalți membri ai cabinetului, păi, că veștile proaste numai dânsul ni le anunță și ne anunță ca un dat venit de la domnia sa. Eu mă întreb de ce ceilalți membri nu iau atitudine. De când domnul Raed Arafat e mai presus de președintele României sau de prim-ministrul României sau de către Parlamentul României? Am adresat interpelare inclusiv la Ministerul de Interne cu privire la vaccinare. Vreau să vă spun că nici măcar nu au catadixit să răspundă, drept pentru care voi face ceea ce îmi permite regulamentul și legea, le voi formula plângere penală dacă nu înțeleg să se conformeze dispozițiilor procedurale și să răspundă interpelărilor parlamentarilor. Domnul Raed Arafat are o gravă problemă și cred că îi se trage din copilărie, pentru că în conformitate cu toate studiile psihologice, abuzatul devine abuzator. Și știm foarte bine unde a copilărit domnul Raed Arafat. Stați un pic, doamnă, și dacă... Doamnă, stați, că până la urmă copilăria domnului Arafat și presupusele abuzurilor la care faceți referire mai trebuie și probate. Și în general, nu există nicio altă explicație. Nelegând activitatea lui prezentă, nu de aia trecută, doamnă. Mă leg în condițiile în care copiii din România sunt abuzați de această persoană de un an și ceva. Nu este admisibil. Mă întreb de ce în Franța copiii nu poartă mască până la 11 ani și în România poartă de la 5 ani. Chiar nu vedeți niște inadvertențe? De ce în alte țări copiii la școală nu poartă mască în timpul orei, ci doar pe hol? Copiii în alte țări nu fac sport cu masca la gură, în schimb în România fac. Deși Ministrul Sănătății a menționat anul trecut că se lucrează la schimbarea ordinului prin care sportivii sau la orele de sport preșcolarii și școlarii să nu mai poarte mască. Deci nu vă supărați, nu trebuie să absolviți medicina ca să știi că atunci când pui mască nu poți să faci efort fizic. Nu mai vorbim că e un ordin 874/81/2020 care spune că atunci când faci efort fizic
ai dreptul să-ți scoți masca. Deci și dacă urci niște scări și ai obosit, ai dreptul să-ți scoți masca. Bine. Din păcate, asta e de domnii domeniu, polițiști... E de domeniul logicii simple, doamnă. Păi aici noi nu mai avem logică în această țară. De unde știe domnul Arafat că în vară nu se pot organiza spectacole în condițiile în care avem atâtea orașe care funcționează pe scenariu verde? Și restaurantele funcționează cu 50% din capacitate. Văd că în mall nu se închide absolut nimic decât magazinele care dau faliment. Avem o țară care intră în faliment cu totul și noi discutăm despre o pandemie invocând un virus care are rată de mortalitate 0,026% la nivel mondial. Vreau să știu și eu pandemia asta, din câte am învățat și eu și am vorbit cu medici, pandemie decretată nu înseamnă că fiecare țară din lumea asta are această boală. Fiecare țară este obligată să facă anchete epidemiologice și să declare epidemia, ulterior certificând pandemia. În România, conform inclusiv unui răspuns al Ministerului Sănătății, nu s-a decretat epidemia până la această oră, pentru că nu au fost întrunite condițiile de existență ale epidemiei și ale instaurării acesteia. Și atunci, vină și la noastră, domnule Preda, în actualul context, în care oricum lumea este suficient de încordată, suficient de amărâtă, din punct de vedere financiar nu se arată și nu numai la noi, pe nicăieri pe planeta Pământ, vreo mare prosperitate financiară. Deci trebuie să punem și presiunea asta, absolut absurdă dacă mă întrebați pe mine, dar eu sunt subiectiv și am ceva cu comandantul operațiunii, asupra oamenilor. Și modul în care o face, pentru că la mod, eu sunt departe de a fi vreun fan al festivalurilor de acest gen, n-am fost în viața mea la unul dintre ele și mi-e foarte greu să cred că mă apucă în existența asta pământeană. Dar să te referi la aia de la Antold, care dă bine, dă rău, bagă an de an niște sute de mii de euro, dacă nu niște milioane în Clujul ăla, care angajează niște mii de oameni pe care îi plătesc și care la rândul lor plătesc impozite și taxe la stat, în care îi plătiți și domnul Arafat, să ești tu, l-am auzit pe unul de la Cluj. Bună seara. Domnul Ciutacu, eu câteodată eram, chiar până acum am fost destul de necăjit, așa că nu comunicăm cum trebuie. Și acum îmi dau seama că mai bine nu spuneam chestia asta, că mă, referindu-mă la Ministrul Sănătății, la domnul Arafat, îmi dau seama că mai bine nu ieșeau să spună, când atunci când ies, spun niște chestiuni care mai rău ne bulversează. Și să vă spun un lucru. Eu știu ce înseamnă și Antoldu și Neversea. Nu se poate în condițiile pandemice de astăzi, în condițiile României de astăzi, de transmiterea virusului, e clar că nu se poate. Dar nu se face la televizor, la o emisiune, să-ți dai cu presupusul, puteai să ai canale oficiale, spui, domnule, aveți grijă, nu vă apucați să vindeți bilete. Eu nu știu, cineva de la Ministerul Culturii sau cineva care discută cu acești mari organizatori și le spune, nu puneți lumea în situația să fie, nu știm ce va fi. Și atunci vom respecta și în perioada respectivă legislația pe care o avem acum. În rest, ce să vă spun? Că dacă mă apuc să mă cert cu toată lumea și să le spun oamenilor ceea ce cred eu că ar trebui să nu facă, nu e corect. Dar asta e calea, așa sunt ei obișnuiți, așa de un an și ceva, așa comunică. Păi nu, da. Ce să vă spun Iertați-mă, mai mult? Orice anunț al domnului Arafat și oricât aș încerca eu să fiu de amabil, tot la fel se vede, nu e cumva... Latră cumva la noi așa, parcă ne anunță că ne pedepsește. Frate, deci are o satisfacție. Da? Chiar spunea cu răutate. Eu am o apreciere deosebită pentru domnul Arafat și îi confer toate meritele de comandant al acțiunii, medic și orice. Dar o spunea cu bucurie, da? Da. Că nu o să fie. Da, e clar că nu o să și fie. Că și adică, ala de la Cluj țeapă. Oricum cam ai vrea asta era să o dai, ne-a spus de acum că peste 6 luni, când habar n-avem ce o să fie, că Antoldu e în august sau iulie, oricum vara. Suntem la începutul februarie și chiar habar n-are nimeni ce o să fie până atunci. S-ar putea să fie o rată de vaccinare uluitoare, să scadă cazurile, că oricum scad zilnic și avem încredere ca în icoană în raportările zilnice. Numai Ministrul Sănătății n-are încredere. Iată, în raportările. Iată, el e tocmai necredinciosul, noi ăștelalți credem în raportări, în autorități și evident și în domnul Arafat. Dar de ce să spui cu atâta bucurie și răutate, da? Că nu o să fie și că au ieșit unii care au spus. Da, are dreptate domnul Preda. Spune-i domnului primarului lui Emil Boc, băi prietene, prefectului primarului, oricui va de acolo că te
înțelegi cu el, dar nu ne spui la televizor la modul ăsta, domne, hai, știți ce, mai subțire cu chestiile astea. Bun, ok, avem voie să mai facem ceva pe lumea asta? Mai e permis să, în afară să respirăm prin mască? Vrea... O facem și pe asta de un an. Orice pe lumea vrea asta. Să fiu, n-aș vrea să fiu așa foarte superficial, dar despre sex nu le-a spus nimic, domnul Iată, Arafat. Da, deci s-a ajuns, mai asta mai trebuia să fie reglementată. Păi nu știu, e cu mască sau fără, doamna Șoșoacă? Haideți să vă spun, am prieteni care, și rude care locuiesc în Canada și anul trecut îmi spuneau că sunt abuzați efectiv de un anunț care apare pe televiziunea națională din jumătate în jumătate de oră, în care, dacă vreți o să vă trimit respectiv... în care ți se recomanda poziția, Diana, da, hai zi-o pe bune. Nu, să nu fii față în față sau cum? Nu. Ideea era în felul următor, îmi pare rău că vă spun, dar nu aveau voie să se sărute. Trebuiau să păstreze distanța și era o singură poziție care putea fi folosită, pe care nu pot să o expun, dar era. A fost filmată o persoană demnitar în acea poziție, pentru că au zis că nu se face schimb de salivă pe acea poziție. De fluide. De fluide, da, exact. Dar până la schimbul de fluide ne întoarcem la viața noastră de zi cu zi, domnule Curlățean. Deci nu vă supărați, imediat, domnul Ciotacu. Nu mă supăr. Două secunde. În mall, în mall nu circulă COVID-ul. Dumneavoastră ați fost să vedeți câtă lume e în mall? Eu cred că ar trebui toate aceste festivaluri să se organizeze în mall, bisericile să se mute în mall și școlile la fel tot în mall, pentru că e singurul loc în care nu circulă COVID-ul și lumea stă claie peste grămadă fără să păstreze distanța fizică. S-au mutat niște primării și chiar... Doamna senator, direcție nu de fi aglomerație în mall, dar sigur, astăzi cel puțin am văzut, asta înseamnă să vii la putere cu oameni care n-au niciun fel de credință. Ați văzut ce e în mall, nu? Cu mesajele împotriva credinței noastre. Da, e absolut oribil aia și aș vrea să discutăm mai pe larg despre aia un pic mai târziu. V-am spus eu ce ne va despărți, domnul Ciotacu. Țineți minte ce vă spun eu. Vă Această rog. Coaliție se va rupe imediat în condițiile în care își bate joc cineva de credința noastră. Țineți minte. Și-au bătut joc, domnul Preda, și-au bătut joc de un an întreg. Au eu încercat să desfințeze religia. E un mare e absolut de neînțeles în contextul în care mall-ul are și niște proprietari dintr-o țară care pune foarte mare preț pe religie, dar mă rog, o să abordăm subiectul ăsta separat. Domnule Corlățean, și cu banii luați, și ținuți în casă, și fără posibilitatea de a da cât de cât frâu liber unei vaci de scătușări după ce ai stat un an de zile, nu-i cam mult? Nu e cam mare presiunea de sub capacul de la oală? Păi, vedeți că peste câteva săptămâni, puține săptămâni, comemorăm, spune, nu aniversăm, un an de la declanșarea operațiunii Pandemia în România și trecerea în starea de urgență. Un an în care, practic, populația României a fost pusă sub în cazanul de depresiune și orice entitate are o limită de rezistență și omul ca persoană individuală și comunitatea și societatea. Eu vă ascultam mai devreme și încercând să mai și glumiți chestiunea cu schimbul de fluidă, dar vă spun cinstit, eu nu mai sunt capabil să zâmbesc pentru că cel puțin în ultimele săptămâni și zile am fost asaltat de mesaje de la lideri de sindicat, dar nu lideri național, așa, oameni care vin acolo, chiar direct dintre muncitori, cazul combinatul de oțelul specială de la Târgoviște, oameni disperați, pentru că ministrul economiei nu dorește să-și pună semnătura, pixul, pe un aviz, deși toate instituțiile spun cum se poate salva acel combinat de oțelul specială de la Târgoviște. Mesaje de la pensionar văscute, să vă mai spun, oameni poate disperați. Poate nu se dorește, domnul Curlățean, la nivel de vârf al patriei. Păi știi ce e interesant? Că guvernul anterior, care a fost liberal anul trecut, după întâlnire, am fost și eu cu sindicate la Ministerul Economiei, am stat de vorbă cu secretar de stat, cu echipele lor, au înțeles, au tratat cât de cât responsabil, la decidență au tratat-o politic electoral și au pasat-o pentru guvernul ăsta, pe anul ăsta altul, da? Deci toate instituțiile spun că se poate salva un combinat de oțeluri speciale, oamenii să își mențină locul de muncă, să producă în continuare și pentru industria de apărare și Ministrul Economiei nu dorește să-și pună semnătura pe tot ceea ce înseamnă în ierarhie, spunând da,
Asta e soluția și se poate. Nu mai spun de pensionari, nu mai spun de oameni disperați care spun, domne, ne-au mințit, n-au fost 40%, au fost nu știu cât, după aia au fost 8%, după aia 3%. Și astăzi iese domnul Orban și spune senin, zero barat, zero barat. Ce alocații, ce salarii, ce pensii, oameni dați afară. În timp ce festivalul Sarabanda numirilor pe criterii clientelare cu coafezele de la Apele Române și multe alte mizerii de acest gen continuă. N-au niciun fel de rușine și se miră că lumea iese în stradă. Da. Se miră că oamenii protestează și se vor mira la un moment dat dacă apare o explozie socială în România. Domnule Corlățean, dar pe noastră nu vă uimește faptul că orice s-ar întâmpla și oricâte schimbări s-ar petrece în țara asta, de regim politic, de componență a structurii guvernamentale, de ce vreți dumneavoastră un singur post nu să atribuie politic în urma negocierilor între partide, cel al domnului Arafat? Vă întreb. Bă, știți cum e? Celor care sunt acum la putere și cei de anul trecut și cei de anul ăsta, până la urmă fac așa un joc, le convine să fie unul care, să zicem, nu e chiar de-al lor, deși s-a integrat bine în această echipă și este chiar mai aspru și mai inflexibil față de... Și la dumneavoastră s-a integrat bine și la asta pare foarte adaptabil. Știți cum e? Au fost alte vremuri. Atunci era cu salvarea oamenilor, cu smurt, cu chestiuni în Basarabia, că am lucrat împreună, am salvat oameni făcând un smurt comun, România, Republica Moldova. Dar nu știu, s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva în filozofia, în mentalitatea și în modul în care înțelege domnul Arafat țara asta și oamenii ăștia. Imediat, doamna Șoșoacă. Știți că smurdul acesta... Da? Când e fundație. Da, e o fundație, dar știți ce a îngropat, nu? Ambulanța. Salvarea. Știu, doamnă, știu și toată povestea din interior, dar la un moment dat probabil vor veni și documentele care să ateste ceea ce spunem noi. Doamna Cerva, dincolo de schimbările din sufletelul domnului Arafat, din creierul domniei sale, din tot, și în ciuda unui asalt, pur și simplu, la adresa românilor, iertați-mă și mă adresez noastră în calitate de om care nu prea arată niciun protest în ultima vreme, reacția e încă destul de subțire. Adică n-am văzut zeci de mii de cetățeni în stradă, nu neapărat să facă tricolorul cu luminițele de la telefoane, dar când îți umblă la bănișori, în general, urlă fomica în tine și faci urât. Pare că la noi nu e chiar așa. Aveți o explicație și de ce? Sigur, desigur. Dar întâi aș vrea să spun și eu punctul de vedere legat de domnul Arafat. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult să studiez filozofia și psihologia, iar lucrul acesta te ajută în momentul în care faci o analiză simplă și vezi un om cum se exprimă, mimica, spune foarte multe. Păi și facem analiza psihologică, nu e de Arafat, pe mine mă interesează măsurile lui. Da, eu am făcut-o, domnul Ciutacu, și vă spun sincer, este, nu știu dacă domnul Arafat are probleme de sănătate, nu, asta e relevant. Dar nu e problema noastră. În schimb, exact. În schimb, vă spun și vă garantez lucrul ăsta și puteți să vorbiți cu un adevărat specialist. Acest om este un om frustrat. Este un om frustrat și un om care nu se bucură când vede oameni fericiți. Să știți că există pe pământ și oameni care ei sunt nefericiți. Și în momentul când văd oamenii, alți oameni care se bucură de viață, lucrul acesta îi scoate din sărit. Aici pot fi de acord cu dumneavoastră, dar nefericirile domnului Arafat, pe mine personal, m-ar lăsa rece dacă nu s-ar răsfrânge asupra modului nostru comun de existență. Asta vreau să continui mai departe, pentru că în afară de acest lucru, domnul Arafat, și aș vrea să atrag atenția, pentru că văd că ne învârtim de luni de zile, din punctul meu de vedere, ne învârtim în jurul cozii, dezbatem, discutăm, dar nu se întâmplă absolut nimic. Vedeți că toate măsurile pe care le-a luat acest Arafat, practic ne duc în subminarea economiei. Deci despre asta trebuie să vorbim aici și pe asta trebuie să punem bază acum. Măsurile domnului Arafat, practic ne-au închis economia șubredă a României. Ca să nu mai vină și doamna Cerva, privatizarea domnului Câțu. Cu toată antipatia mea față de modul în care își exercită public autoritatea domnul Arafat în ultima vreme, vă amintesc că toate măsurile girate de domnul Arafat
au fost semnate, aprobate și promulgate de înaltele autorități ale statului de peste domnul Arafat. Că s-a chemat premierul Orban, că s-a chemat premierul Câțu, că s-a chemat președintele Iohannis și se cheamă în continuare. Bine, și nici n-au fost inițiate de el, hai să fim sinceri. Da, și el a fost martor la cara toată. Faptul că a venit să le anunțe și că a avut marea bucurie, de fapt, să ni le anunțe, asta nu înseamnă că au fost inițiative personale. Are o importantă participare în povestea asta. Domnul Ciudacu, a făcut-o într-adevăr cu savoare. Bine. Da. Te rog, Codruța. Da, ați subliniat foarte bine. De ce? Pentru că la ora actuală asupra României este un atac din toate direcțiile. Eu aș vrea ca subiectele de acum încolo la televiziuni să se dezbată problema serviciilor secrete. Pentru că acest subiect este un subiect tabu. În momentul în care vorbim de siguranță națională, de economie, de lucruri care ar trebui discutate în CSAT, trebuie să îmi pun și o întrebare și românii. Ce puneți-vă întrebarea, serviciile în România? Vă rog. Păi nu, vreau să mi se și răspundă, doar nu să pun o întrebare, să mi se răspundă. Păi și ce să vă răspundă? Să vă răspund eu în locul lor? Întreabă și ea retoric, Victor, acum, pe cine să întrebăm și noi? Sincer, ne întrebăm unii pe alții? Păi ne întrebăm unii pe alții singura constatare comună e că domnul Arafat nu se bucură când vede oameni fericiți. Eu mă bucur când văd. Stați un pic, doamna Șoșoacă, că e despre noastră, despre nefericirile domnului Arafat și despre fericirile dumneavoastră. Breaking news. Pe Facebook, vreau să-i facem o dedicație domnului Rael Arafat! Hai, bagă-i ceva de români! De români! Bagă-i de români! Să-i moară capra care a stat de români! Noi suntem români! Noi suntem români! Noi suntem români! E bine, domnilor și domnilor, polițiștii din Iași fac verificări după petrecerea la care a participat Diana Șoșoacă într-un restaurant din oraș. Oamenii legii, domnilor și domnilor, caută prietenii cu care a chefuit senatoarea. Aurina Petre are detalii. Bună seara, Aurina, au găsit pe făptași? Bună seara, deocamdată îi caută, e greu, cred, cu identificarea. Cheful de pomină organizat de senatoarea Diana Șoșoacă, iată, i-a pus în dificultate pe polițiști. Deși s-au scurs 3 zile de la petrecere, nici până acum poliția nu a luat măsuri. Oamenii legii spun că fac în continuare cercetări, probabil identificarea petrecăreților decurge cu dificultate și le dă bătăi de cap polițiștilor. Cheful a fost organizat într-un restaurant din Iași, undeva în zona Bucium, în plină pandemie. Senatoarea Diana Șoșoacă și-a sărbătorit totul și a invitat prietenii, dar și lăutarii. Pe imaginile transmise chiar de către domnia sa, se vede foarte clar cum invitații nu respectă distanțarea fizică, iar de mască nici nu poate fi vorba. Cu toții s-au distrat, au cântat cântece patriotice, iar acum este așteptat darul polițiștilor Ieșeni. Mulțumesc mult, Aurina. Doamna Șoșoacă, deci n-ați beut cu masca pe figură, n-ați păstrat distanța socială la crâșmă și i-ați mai dat și dedicații naționaliste. Acum, ca să te reabilitezi, Diana, te rog frumos să pui mâna pe pix și să scrii cine a fost prezent. Corect. Ca să nu mai umble oamenii legii să-i dea. V-au căutat oamenii legii? Măcar atâta lucru, fă, denunță-i și gata. Era cândva un demnitar pe care eu l-am apreciat destul de mult, care îi ruga pe ceilalți să-i caute ouăle. Eu o să-i rog să-i caute măștile. Să-i numere. Să-i numere, da, scuze, să-i numere. Noastră știți mai bine că era de la noastră din partid. Eu o să-i rog să-mi numere măștile. Eu nu știu, domnul Ciutacu, când vreodată
am purtat eu mască sau când am păstrat eu distanța fizică, ca să păi vă uimească ceva acum. Tocmai de-aia vă închetează oamenii legii. A zis, domne, la Cotroceni că te-ai dus fără mască, treacă meargă. Dar și la cârciumă, la ziua lui bărbatii, tu să bei fără mască, dă-o încolo. Hai, da, eu și uimitor, să știți că și dorm fără mască. Asta pentru domnul Raed Arafat, dacă vrea să-mi facă un control și acasă. Așa. Nu, da. Ideea este alta, nu. Stați puțin că vă spun. În primul rând, nepurtatul măștii și distanțarea fizică nu pot fi încadrate decât la contravenție. Deci mai mult de o amendă pentru așa ceva nu se Bun. Poate da. Doi la mână, având în vedere că i-am făcut profilul psihologic domnului Raed Arafat. Mă omorâți cu profilul psihologic. Da, nu, păi vă spun că e foarte important. Dar stați un pic, că nu Arafat, nu Arafat a trimis oamenii legii, miliția a trimis. Atenție, domnul Raed Arafat a mizat pe lucrul ăsta pentru că are un ego exacerbat și nu i-a convenit că i-a fost făcută dedicație. Drept pentru care domnii polițiști s-au năpustit, în schimb ce fac acum, fac niște abuzuri inimaginabile, sunt și înregistrați, atenție domnilor polițiști, îmi sună prietenii, urlă la ei la telefon și le spun așa, mișcă-te la poliție că dacă nu o să vezi ce o să pățești. Aveți înregistrări astea la îndemână, domnule? Da, sunt înregistrări făcute de prietenii mei. Iar prietenii mei au avut curajul să spună cine sunteți voi să ne vorbiți în halul acesta. Voi sunteți niște organe de poliție care trebuie să ne respectați. Dacă aveți o anchetă de făcut, ne citați frumos, ne chemați, noi venim cu avocați. Păi de ce vă trebuie vouă avocați? Pentru că e un drept constituțional și pentru că avocatul nu e paria societății juridice, ci este cel mai important. Okay. Cel mai important într-o situație democratică. Domnul Preda, bun, dincolo de faptul că văd că unii trăiesc cu nefericirea că mai sunt dintre noi care se mai și întâlnează, se mai și întâlnesc, mai și socializează, se mai și distrează. Dar de ce trebuie să te duci totuși într-un absurd de genul ăsta? Pentru că m-am uitat, era o petrecere la o cârciumă care nici măcar nu părea arhiplină, după cum ne interzic noile concepte de pază și apărarea propriei sănătăți. E o petrecere cum se întâmplă în atâtea locuri din țară, dar era Diana Șoșoacă care a devenit vedetă în ultima vreme. Bingo! A doua zi s-au dus și peste Bietul Simion, care ăla chiar nu-i vreun chefliu cu toată dragostea. Care ăla era cu unii care suflau săraci într-un tor de la mulți ani. Jean, miliția peste ei. Da, nu chiar așa. Domnul Ciotacu, acum eu îmi dau seama că lucrurile când le prezintă cineva după un anumit scaun, îi se par foarte corecte. Uite, eu nu stau pe același scaun cu doamna senator și din partea mea să văd altfel lucrurile. Și păi am să mă explic. Ziceți-mi cum să văd. Explic. Când dreptul de a face, dreptul de a-și petrece ziua în condițiile în care legislația prevede anumite reguli, cum ar fi în Iași, care este în scenariu verde sau în galben, nu știu, în verde, și au dreptul, e un lucru excepțional. Dar de aici și până a pune intenționat pe rețelele de socializare ca să vadă lumea exact ce vrei tu să faci, mie mi se pare puțin exagerat. Ca și dincolo, nu s-a dus poliția să filmeze. Eu aș vrea totuși să fim obiectivi. Când un om își dorește publicitate cu orice preț, o obține. Da, domnule Preda, stați un pic. Stați un pic, putem? Că nu asta am urmărit. Putem? Până la urmă, iertați-mă, ce se sancționează? Pusul pe Facebook, doamne, sau încălcarea regulilor? Erau doamna, 20 doamna, de oameni într-un restaurant procuror, gol, avocat, și în scenariu verde. Deci, domnul senator, iertați-mă. Sigur că Diana putea foarte bine să petreacă fără să se pună pe Facebook. Problema este însă ce e interzis prin lege? Pusul pe Facebook sau nerespectarea distanței, nepurtarea măștii? Păi stai să și răspund, Alice. Doamna procuror avocat, eu am să vă spun lucru. Pe ce vă bazați când spuneți că organele statului au declanșat o anchetă și că le face și că vă atrage? Pe au declanșat. Așteptați, domnul Ciutacu, așteptați, domnule, să vedem.
Păi dar nu înțelegeți că i-au și sunat adică, pe participanți? Adică să încep să spun că organele statului, eu vreau să fiu imparțial, sincer vă spun. Ăia apreciez fiecare și face. Băi, dar nici chiar așa, băi. Nici chiar așa să spui că eu sunt Mafalda și restul organele statului. Păi nu, dar stați un pic, domnul Preda, domnul Preda. E ține de alegerea personală. Nu cunoașteți organele statului. Organele statului sunt preponderent abuzive. Sunt abuzive, polițiștii cei mai mulți sunt au un mod de comportament abuziv, iar eu nu aveam nevoie de publicitate, stimate domn. Domnule Preda, n-ați înțeles, eu nu de publicitate am făcut acel clip. Am făcut, acel clip a fost făcut, special, pentru a da un semn de normalitate. Lumea trebuie să râdă. Doamne, știți ceva? Lumea trebuie să se distreze. Lumea trebuie să asculte muzică. Nu se poate să trăim într-o stare de abuz psihoemoțional, numai cu morți numărați la televizor. Nu a stat în casă. Fetița mea are 3 colege care n-au ieșit niciodată din casă până la 1 septembrie. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Doamne, dumneavoastră sunteți o victimă, eu nu pot să-mi închipui nimic. Nu, domnule, nimic. Eu nu sunt victimă, pe deosebire de ceilalți, stimate domn. Toată viața dumneavoastră e un coșmar. Preda, statul român, stimate domnule Preda, român nu vă permit să mă faceți coșmar, pe mine victimă, pentru că nu am fost niciodată victimă. Eu m-am distrat tot anul, eu nu am respectat nicio perioadă uitați, de urgență. Doamne, eu nu m-am distrat tot anul. Foarte bine, eu da, eu n-am nevoie, eu n-am nevoie de depresii. Care reguli care se fac în neconstituționale? Să știți că din... Stați un pic, încerc eu să fac pe arbitru în disputa asta. Starea de alertă este neconstituțională. Domnule Ciutacu, să știți că iau în poezia românească Coșbuc a descris ce se întâmplă când cu gura vrei să bați o gloată. Nu se poate Coșbuc așa. Spunea, îmi pare rău, Coșbuc spunea o viață e lupta, deci te luptă. Lăsați, doamnă, domnul Preda, astea, stați un pic, că dumneavoastră... Nu, haideți să încerc eu să fiu arbitru acestei dispute, nu știu cât îmi iese. Domnul... Am mai participat la emisiune. Duceți-vă cu PNL-ul care a distrus România lăsați, în ultimii ani. Duceți-vă cu PNL-ul și cu USR-ul care și-a bătut joc și care vrea sex la 0-4 ani. Asta vrea PNL-ul cu PNL-ul cu SR-ul și UDMR-ul. Doamne, dumneavoastră vorbiți cu mine, nu cu PNL-ul acum. Sunteți reprezentant. Ok, acum dacă pot să vorbesc și eu. Domnul Preda, dumneavoastră înși v-ați admis faptul că doamna așa sărbătorit ziua de naștere a soțului, acolo a sărbătorit-o, într-un cadru legal, că la ea și e o anume culoare, ai dreptul la birt într-o anume proporție. 30% dacă e așa, 50% dacă e așa la mese, domnule. Și așa mai departe. Spune undeva acum că n-ai voie să te ridici în picioare în lege, domnul Preda. Iar al doilea lucru, făcutul de publicitate, cum spuneți dumneavoastră, deși doamna Șușoacă spune că n-are nevoie, dom'le, nu e ilegal, cu toată dragostea, cu toată pandemia, domnule, e chestie Facebook. Care ține de opțiune și de liberul arbitru al fiecăruia. Uite, o să mă demasc în toată această perioadă crâncenă, am fost și eu în diverse anturaje și diverse șprițuri. Eu nu m-am pus pe Facebook, dar e opțiunea mea, opțiunea normal. Doamnei Șoșoacă e să se pună pe Facebook. Cu pusul pe Facebook, doamna Șoșoacă și partidul domniei sale au ajuns la 10%. E până la urmă o tactică politică, da? Dacă vreți să mergem până la capăt. E dreptul domniei sale să facă politică cu crede. Asta nu înseamnă că trebuie să dea miliția neapărat buzna, că de ce s-a ridicat în picioare și a dat dedicații lui Raed. Domnul Ciutacu, de petrecerea de anul trecut de la nunta penelistă cu 7-800 de invitați... Păi eu am dat la televizor imagine, doamne. Acolo de ce nu se discută? Și au mai fost date și pe Facebook. Acolo, domnule Preda, n-aveți nimic de discutat? Eu le-am dat pe post, doamne. Nu am fost la o asemenea nuntă, doamne. Dar nici nu trebuie. Dar a existat, domnule Preda, după alegerile locale, a fost nunta fetei sau băiatului unui primar ales din județul Giurgiu, la care vi s-au îmbolnăvit niște deputați și niște demnitari. Pot să vă răspund? Vă rog, am condamnat și atunci, mie îmi pare rău că aceste doamne au chef așa să se certe cu cineva. Și când a fost discuția de la ziua premierului, am spus că n-a fost corect. Am spus de fiecare dată când s-au încălcat regulile că nu e corect. Exact cum spuneți dumneavoastră, n-am acuzat, aș face o zi în condițiile legii este. E opțiunea domniei sale să pună pe Facebook. Ce am spus eu altceva? Au sărit ca arci că eu am spus că s-ar putea să nu se întâmple nimic cu nicio anchetă și că e o publicitate continuă. Ce am spus rău? Asta e părerea mea.
Da. Pentru asta trebuie să suntem două părerea... cațe care am tăpărât pe dumneavoastră. Păi asta tăpărât pe dumneavoastră. Dumneavoastră ați spus-o, nu eu. Ideea este păi nu, dar asta nu se sugerea subliminal, că am tăpărât amândouă. Eu, în general, nu sunt un tip atât de fin încât să fiu subliminal. Domnul Predanu, nu v-a acuzat nimeni de nimic. Nu vă acuză nimeni de nimic, însă e o chestie pe care un bărbat o învață de mic. Niciodată nu te contrazice cu o femeie exact. Pentru că n-ai nicio șansă să câștigi. Bine punctat. Uite, domnul Corlățean zâmbește misterios. Domnul Corlățean, știe că are și el nevastă. Dumneavoastră, unde vă situați în această... Nu de asta am venit la emisiune. Deci, în primul rând că am învățat lecția întotdeauna noi bărbați, avem impresia că avem ultimul cuvânt și de obicei spunem, da, nevasta e dreptate. Acum, asta mai e. Serios, mai serios. Serios. Dintr-o altă perspectivă, mi-aduc aminte că undeva, să știu, de noiembrie, început de decembrie, revin la circunscripția Dâmbovița, la Târgoviște, a venit conducerea Guvernului României, domnul prim-ministru Orban, cu toți liderii așa și cu toată organizația PNL condusă de domnul Guran de la Dâmbovița. Au viermuit în piața aia de lângă prefectură și Consiliul Județean câteva sute, unii înalții, dar știți cum au viermuit? Toți l-aplaudau că l-a promis că salvează Cost Târgoviște, că face DN71. Deci, o viermuială, unii nații, ce separare, ce măști, ce nimic, cu primul ministru al României. Credeți că i-a întrebat cineva nu. De sănătate? Sunt convins că nu. Cu privire la respectarea regulilor de distanțare, măști, amenzi, chestiuni, absolut nimic. Și atunci, guvernanții, să nu se mire faptul că atunci când dau exemple proaste, cum au dat, începând la guvern, cu șpriț, cu țigări, cu defoi, cu la gavulin, cu whisky, așa mai departe, că oamenii în societatea asta profundă, după un an de zile, nu prea mai pot să mai suporte. Nu spun aici, scuzați-mă, nu sunt de acord, trebuie să existe distanțare, dar la un moment dat simți că urci pe ziduri, la modul foarte serios. Pentru că izolarea între altele și mai ales la cei mai tineri, să spunem, adolescenți tineri, poate genera și alte efecte, că am văzut, am mai spus și în alte emisiuni, am rapoarte și am discutat cu medici, anxietate, sunt chestiuni foarte delicate, da? Deci dacă guvernarea eșuează... Mai lasă-i să se defuleze din când în când, dacă tot ai ținut atâta mare de vreme închis și caz. Doamna Șoșoacă, că stați că tot pe specificul luptei dumneavoastră am un breaking news imediat. Eu vreau să-i spun domnului Corlățean că noi totuși în Parlament stăm unii lângă alții, nu păstrăm nici o distanță când discutăm și discutăm aprins. E o informație foarte interesantă, dar avem, breaking avem news. S-au redeschis școlile astăzi, doamnă și domnule, elevii s-au reîntors în bănci, însă nu fără să intervină un nou scandal, că abia trecuse precedentul. Abia aseară a fost publicat documentul privind acordul pentru testarea elevilor. Ba mai mult, ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, cere măști pentru copiii de 3 ani. Diana Buze are toate detaliile. Bună seara, Diana! De astăzi s-au redeschis școlile, însă sunt reguli clare pentru cei care se reîntorc în bănci. Una dintre aceste reguli și cea mai importantă, putem spune, purtarea măștii de protecție. Însă a fost un adevărat scandal privind purtarea măștii de protecție, pentru că Ministerul Sănătății nu s-a înțeles cu Ministerul Educației. Pe de o parte, Ministerul Sănătății recomanda masca de protecție și pentru elevii cu vârsta între 3 și 5 ani, adică pentru cei de grădiniță. Pe cealaltă parte, Ministerul Educației preciza că doar cei cu vârsta de peste 6 ani trebuie să poarte masca de protecție la școală. Totodată vorbim și despre acel formular pentru testarea elevilor, pentru că abia noaptea trecută a fost publicat formularul în varianta finală. Nu toată lumea trebuie să completeze acest formular. În cazul în care la școală un elev are febră sau simptome de coronavirus, va fi inițial dus într-o cameră separată, iar apoi testat dacă se obține acordul părinților. În formularul de aseară s-a adăugat faptul că părinții pot alege dacă să fie testat copilul în prezența sau în absența lor. Mulțumesc mult! Diana, doamna Șoșoacă, le rezolvase pe toate, Vlăduț Voiculescu, măștile la copiii de 3 ani, încă nu le introdusese. Eu am impresia că oamenii ăștia, nu numai că sunt loviți de incompetență, dar n-au pic de cultură medicală, psihologică, absolut deloc. Menționam la și mă întrebam retoric la începutul emisiunii, cum e posibil în Franța masca să fie obligatorie pentru copii de la 11 ani în sus. Iar în celelalte țări, copiii să stea fără măști la ore, doar dacă aleargă pe culoare în pauză să și le pună.
Deci eu cred că la noi este efectiv, au dreptate doamnele din emisiune, este vorba de o bucurie a domnului Raed Arafat și a celorlalți din guvern de a vedea cum suferă oamenii, în speță copiii. Eu le solicit tuturor părinților și le-am solicitat și anul trecut tot eu le-am făcut notificarea să o depună la școli și la inspectoratul școlar și la ministere peste tot, că atunci au fost peste 100.000 de oameni care au trimis, să nu semneze așa ceva. Nimeni nu are dreptul să atingă un fir de păr din capul unui copil fără acordul părintelui. Nu se poate în condițiile în care avem de-a face cu testări care sunt fals pozitive, fals negative. Ați văzut că sunt filme pe internet în care arată copii efectiv abuzați fizic de acele testări, le sparge efectiv aici nasul. Doamne, mi-am făcut și eu testarea, aici nu mi-a spart nasul, la mine păi a fost nu, ok. Dar să știți că am vorbit cu asistente și în protocol, într-adevăr, îți menționează că trebuie să vă spargă acea barieră și curge sânge. Sunt oameni foarte mulți Doamne, care au dat în județ. Da. Am inclusiv acum a venit un păi caz. Înseamnă că nu mi l-a făcut bine, că nu mi-a curs nimic, nici exact, mie, nici nevestie. Exact, și să știți că am o asistentă care este amenințată că va pozitiv. Fi dată... că va fi dată afară din respectivul laborator de unde se iau aceste teste, se fac testările, pentru că nu sparge acea barieră, cum spune în protocol. Doamne, și că deci nu mai spune așa ceva. Dar doamna asistentă e dispusă să vorbească la televizor, doamnă, despre... Am să o întreb, da, am să o întreb. Chiar vă rog, că... domnule Predea, că știu că sunteți așa un soi de mare fan al domnului Voiculescu, nu ajunseseră... toate problemele legate de redeschiderea școlii de până acum și reticența a profesorilor și a cadrelor didactice și a părinților și spaima că li se îmbolnăvesc copiii, că îi lasă singuri într-un mediu care ar putea fi... Trebuia să o mai bage și pe asta cu măștile de la 3 ani, domnule Predă. Da, domnul Ciotacu, cu ghilimele de rigoare, cu a fi fanul domnului Voiculescu, cred că e ultimul lucru pe care am să-l fac în viața asta. Eu am vorbit aseară cu ministrul educației, seara târziu, și chiar suntem amici și i-am spus, băi, cum e cu pregătirea? Băi, zice, este înnebunit, sunt înnebunit să iasă bine, și cu transportul, și cu la clase, și cu profesorii. Bine că am reușit să-i băgăm pe lista 1 de priorități acum ca să se vaccineze. Cu permisiunea noastră, și mi-a zis... Continuăm dezbaterea cu domnul Preda, pentru că chiar vreau să spun ce părere are ministrul educației despre toată nebunia asta, dar după o foarte scurtă pauză, doamnelor și domnilor, când vom reveni dincolo de dezbatere cu bomba bombelor, sunt dezvăluirile care aruncă planul în aer. Megatunurile pregătite de reziști, doamnelor și domnilor, cum au furat reziștii tot. Unde au ajuns banii românilor? Vă prezint in extenso planul fraudării masive. Iar ministrul prins cu frauda, doamnelor și domnilor, veți vedea care dintre ei este și se cere intervenția procuraturii care este suspect de pasivă în aceste zile. Vă devoalez totodată și agenda ascunsă a neomarxiștilor. Sunt dezvăluirile serii cum vor să vândă România bucată cu bucată. Ce-a mai rămas din ea, doamnelor și domnilor, companii strategice ale țării sunt puse pe tarabă, pe nimic. Rămâneți, merită.